Fântâna Speranței este unul dintre locurile din Slatina care atrage zilnic zeci de oameni dornici de a se bucura de liniștea de aici. Fântâna arteziană și florile transformă acest spațiu într-o adevărată oază de relaxare. M-am oprit aici pentru că este foarte frumos aici la fântână, este un aer mai curat, mai răcoros, bun și pentru fetiță, nu e nepoțica mea, e a unei vecine, așa. Și întotdeauna venim și seara și dimineața aici, parcul este, fântâna aceasta este frumoasă, răcoritoare și cum este acum căldura aceasta mare, cred că ne face foarte bine. Ce îți place ție cel mai mult aici? Îmi place să stau pe bancă, că e și frumos. Îți place această fântână și florile? Da. E să mă recrez. Sau aproape. Vi se pare un loc bun de relaxare, mai ales că e și puțină umbră? Este, da. Da, da, soarele vine mai târziu la băncile astea. Mai coborâm și jos în parc. Slătinenii consideră acest loc numai bun pentru a se odihni, chiar și preț de câteva minute. Mai mult decât atât, pe timp de caniculă aici este și un centru de prim ajutor pentru populație, amenajat de primăria municipiului Slatina. Cum vă petreceți de obicei timpul aici? Aici? Mai mult stând pe bancă, privind, o relaxare plăcută. Dacă n-ar merge apa, ar fi mai bine. Dar n-ar funcționa. Dar n-ar funcționa pompele astea, că e zgomot. Mai înviorează natura, mai ales că s-o pune canicula, rezolvă și ea ceva, un grad acolo, doi, dacă e tot, e ceva. Eu consider că e un lucru bun să funcționeze și apa și tot ce trebuie. Ca zonă, zic, e plăcut aici, ne mai socializăm, ne mai întâlnim și noi. Oameni pe acela, mai discutăm. Fiecare cu dorința lui. În rest nu pot să vă spun mai mult. E plăcut, față de alte orașe foarte frumos. Te duci în alte orașe, nu găsești o bancă să stai aici, la 50 de metri altă bancă. E plăcut aici. Cel puțin eu sau altcineva care eu mă simt bine. Da, este un loc destul de relaxant din punctul meu de vedere. Văd că lumea se tot oprește aici. Ce părere ai despre acest loc? Păi oferă o stare de bine și de relaxare. Mi se pare un loc foarte ok, mai ales pentru cei în vârstă care pot sta aici să se relaxeze. Cum ți se par florile și fântâna? Oferă o stare de bine. O stare de relaxare, poți să vii să citești o carte. Da, este un loc bun. Punctul meu de vedere. Pe tot parcursul zilei, locul de relaxare de la Fântâna Speranței este populat de slătineni care se opresc aici atât pentru a admira frumusețea naturii, dar și pentru a socializa și pentru a se delecta.